contabil, doamna secretar. Se pare că avem și un invitat la Consiliul Județean. Persoana domnului Nistor, cetățean al comunei. Se pare și... O venit din oficiu, nu m-a invitat nici acum ca o vreodată, de ce nu? Ok. Ia! Da, bine ați revenit la ședința pentru aprobarea bugetului. Am mai avut o ședință în urmă cu două ore, în care avem o hotărâre de respingere a proiectului, fără o motivație și fără a se aduce amendamente la proiect. A rămas surprins de această decizie luată de unii consilieri, care de fapt o avem și la hotărâre. Faptul că prin adresa trimisă de ANAF, în care suntem obligați să transmitem bugetul până astăzi, la orele 24, ne-am reîntâlnit pentru a analiza concret și a venit cu amendamente acolo unde credeți că este necesar și împreună cu doamna contabil să putem lucra și trimite bugetul la timp. Aș vrea foarte, foarte respectuos să aveți în vedere faptul că în cazul în care nu se adoptă această hotărâre de buget, o să avem blocaje pe masa caldă, care știți foarte bine, copiii o primesc și suntem în imposibilitatea de plată. Avem autorizații pentru apă și canal. Înseamnă să blocăm proiectul apă și canal. Avem pentru dotarea școlilor proiecte pentru a fi depuse și iară urmează blocaje. Proiectul de gaz, de asemenea. Este decizia noastră dacă considerați că este oportun să blocați bunul mers al comunei sau să analizați corect și concret, să veniți cu amendamente la bugetul propus. Doamna secretar, domnul președinte. Bună ziua din nou. Mulțumim că ați dat curs invitației. Ședința extraordinară de unitate de îndată este legal constituită. Declarăm ședința deschisă. Domnule președinte, mulțumesc. Bună ziua, domnul Consiliescu. Știu. Ne-am întâlnit din nou la o ședință extraordinară, având ca proiect de ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2023. Inițiatorii și tot Cristian, primarul Comunei Bolți. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pierd? Convocarea ți-a luat o acționată aici. Deci, haideți să reluăm. Deci, cine este pentru unde vă vezi? Da, mulțumesc. Mai avut? Am avut, am discutat la ședința întreabă. De acum două ore. Ce să mai avem? Nu s-a venit cu amendamente. Proiectele astea trebuiau puse de la bunul început. Deci noi am avut depus proiecția de buget. Să pun documentele astea în 5 minute pe masă. Proiecția de buget depusă pe site conform legii în vigoare. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, stimați invitați, dragi colegi. Nu trebuie să o mai lungim foarte mult, este clar, domnul primar folosește editare pe genunchi, pe repede înainte, ca orice proiect pe care îl pune în dezbatere și pe care nu îl pune și în aplicare. Noi am mai fost invitați astăzi, acum două ore, la o ședință similară,
unde am expus punctele de vedere, acolo domnul primar sau doamna secretar nu a mai crezut că este imperios, imperios necesară prezența canalului de televiziune. Acum văd că da, dar noi ne menținem ideile detaliate în ședința anterioară și vom veni cu acele amendamente imperios necesare editării unui proiect de buget corect, dar vrem să facem temenic, domnule primar, 2 ore nu sunt suficiente, presiunile pe care dumneavoastră le faceți astăzi asupra Consiliului Local. De 2 ore vorbim de 5 minute. De 5 minute am primit, dar de 2 ore a fost convocarea. Da. Cum 5 minute am primit aceste... Domnul Iftimi. Domnul primar, să mai menționalize și puteați, conform legii, să veniți cu amendamente. Dacă erați interesat, dar nu ați venit. Dumneavoastră lucrați la șantaj și lucrați împotriva celor comune voci. Veniți cu blocajea bugetului, v-ați spus consecințele. Pe care nu sunt reale. O să le vedem. Urmează proceduri legale de... Când dorim să nu vă mai întrerupeți ca să pot să spun ce am de până pe 3 februarie este timp. Care sunt procedurile legale, domnule primar? Deci avem termene pe apă și canal cu închiderea până în 29 martie. Dacă nu plătim închiderea de la apă și nu plătim la apă, o să... Domnule primar, că nu se face apă și canal. De 12 ani ați avut de sub... Suntem pe procedură. Suntem pe procedură, domnule primar. Eu nu o să mai... Nu o să mai iau cuvântul. Am avut de spus... Domnule primar, doamna secretar, domnul președinte, vă rog, am o mare rugăminte să invitați colegii consilieri să nu mă întrerup atunci când vorbesc. Eu sunt foarte politicos și niciodată nu mă întrerup atunci când vorbesc ei. Deci aș vrea să îi întrerupiți atunci când vorbesc. Dacă nu înțeleg, aveți dreptul prin lege să-i invitați și afară, în afara sălii, că nu sunt interesați de buzunar sau comun. Și dacă nu vor să asculte pe ceilalți colegi, vă rog să-i invitați și afară. Stimați colegi, astăzi avem în fața noastră o proiecție a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Un proiect care, câteva puncte, sunt de interes major. Așa cum știm o parte din consilieri care suntem chiar din 2012, când s-a preluat de la vechea conducere administrativă proiectul Apă și Canal. Un proiect care eu l-am spus la vremea respectivă, în calitate de consilier, și o parte dintre colegi sunt aici de față, că a fost un proiect început prost cu o firmă falimentară, care acum este falită, adică nu mai există pe piață, și totuși administrația la vremea respectivă, noua administrație la vremea respectivă, chiar a avut intenția de a opri acest proiect. Domnul primar este aici din față, poate să confirme sau să infirme. Chiar au dorit să se oprească acest proiect și proiectul să ajungă în cercetări la alte organele statului. Am fost unul dintre consilierii de atunci care am susținut și am depus eforturi în Consiliul Local prin argumente și prin ceea ce am explicat eu atunci, că este important să se finalizeze. Trebuie să discutăm, vorbim pe proiectul de buget. Lasă-mă afară, domnul președinte! Pe subiect! Păi da, domnul, așa v-a dat 2012!
părere, da, nu mai vorbim părere, ne vorbim mai aici. Dar tu, la punctul, la punctul numărul 4 din bugetul de investiții avem trecut și efectuarea branșamentelor către populație. Are legătură expunerea mea cu un punct de pe ordinea de zi. Da, spuneți. Da? Deci, am trecut și am făcut tot ce este posibil ca acest proiect apă și canalizare să-și continue cursul. Pentru că era interes, așa am considerat și consider în continuare, că este un proiect de interes major pentru populația comunei Buhoci. Da. Având în vedere că seceta în ultima perioadă de timp o dus la secarea fântânelor. Da? Dacă nu vreți să avem apă caldă, apă curentă și caldă, da, că da, se poate încălzea apa rece, da, domnul consilier. Da. Da? Da? Se poate încălzi. Nu era nicio greșeală că să avem apă caldă în casă. Dacă nu vreți să avem apă, noi cetățenii din comuna Buhoci, puteți să boicotați această ședință și să nu se dea vot. Dar dumneavoastră veți fi răspunzător, dumneavoastră veți fi răspunzător în fața cetățenilor din comuna Buhoci. Un alt proiect de interes major. Deci avem un proiect, în proiectul de buget de și cheltuieli, executarea de branșamente către populație. Și domnul Mihăiță, probabil dumneavoastră să domnul consilier Ihtime, vă rog, domnul consilier, domnul consilier Mihăiță Ihtime. Domnul consilier Ihtime, da, domnul da, consilier Mihăiță Ihtime Claudiu, e bine? E da, foarte bine, domnule. Mulțumesc. Un alt punct pe bugetul de venituri și cheltuieli, avem sistemul de distribuție a gazelor naturale. Suntem cu acest proiect foarte, foarte avansat să se implementeze proiectul gaz metan. În colaborare, domnul, lăsați ironii lică. Foarte aproape de magistral. Vreau să mă păstrez în limitele bunului simț. De asemenea, avem hrana caldă pentru copii. Program pilot. Program pilot. Suntem printre puținile comune din județul Bacău care avem acest program pilot. Care merge din punctul meu de vedere foarte bine și m-am interesat. Am vorbit și cu doamna directoare, am vorbit și cu profesor, am vorbit și cu părint. Sunt foarte mulțumiți de acest proiect. Nu plecare, nu n-am terminat. Vă spun dacă vă las președinte, eu nu sunt președinte. Așteptați terminul. Eu nu sunt președinte de ședință. Am dreptul să-mi expun punctul de vedere. De asemenea, modernizarea drumurilor locale prin PNDL, Angel Salini. Da, este un proiect pentru întreaga comunitate. Modernizarea școlii din Buhoci. Avem proiect pe fonduri europene. Noi venim cu cotă partii. Lucru care este trecut în bugetul de venituri și cheltuieli. Cu ceea ce trebuie să participăm noi, restul vin bani de la comunitatea europeană. Nu vrem să modernizăm școala de la Buhoci? E problema noastră, domnilor consilieri, care nu doriți să modernizăm școlile din România și în Buhoci. Este cum problema noastră. Camera de filmat vă modifică genetic. La nivel de ADN. Domnul Mihăiță, sunteți venibili. Domnul consilier Claudiu Mihăiță, data asta, stimați colegi, stimați cetățeni ai comunii Buhoci. Domnul Mihăiță, Ihtime, Alunea Ion Ihtime, nu vrea, dragi cetățeni, ca copiii dumneavoastră care merg la școală să mănânce o masă caldă cum am mâncat și până acum. Domnul Mihăiță Ihtime de la Buhoci. Domnul președinte. De asemenea. Construirea de parcuri de joacă pentru copii. Suntem cu acest proiect în plină desfășurare. Îl blocăm, domnilor consilieri. Blocăm parcul de joacă pentru copii. Vreți să blocăm? Haideți să blocăm totul.
Punctul meu de vedere și propunerea mea este că acest proiect de buget de venituri și cheltuieli pe anul acesta cuprinde aproximativ tot ce este necesar pentru comunitatea noastră în limita banilor care îi avem, că trebuie să avem în vedere și lucrul acesta, și prin urmare solicit să gândim maturi și să votăm acest proiect de buget de venituri și cheltuieli care să devină bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. În ceea ce mă privește pe mine, voi vota acest proiect de venituri și cheltuieli. Da, în primul rând, masa caldă, care este rece, de fapt, da, nu s-a dus niciunul din consilierii care... Eu am fost, personal, fac parte din comisie de învățământ și am fost personal. Masa caldă nu este caldă, este rece. Dacă nu v-am zis. Și în al doilea rând, nu este plătită de primăria noastră. Nu! Opa! Vine prin bugetul local, domnul... Da, domnul! Da, 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 domnul primar, da, vine prin bugetul... Buget, da, este plătit de... Da, da. Dar vine exact prin bugetul local, domnul... Dar nu plătești banii, vine! Banii nu plătim noi! Nu plătim, mai dezinformați, că plătești primăria! Nu plătești! Domnul Iusuf... Mai am încă ceva de spus! Vă rog frumos, avem un contract de lucrare de tema asta... Numai un pic! Vin de la minister banii? Să presupunem că o să... Două secunde când a terminat. Dar noi deschidem efectiv pe cheltuielile programate. Banii care noi cheltuim, suntem obligați să-i dăm înapoi. Îi virăm înapoi la sfârșitul anului. Deci nu se duc, nu rămână bugetul local. Să presupunem că o să treacă bugetul. Și o să treacă până la urmă. Dar nu înseamnă că mâine o să dea drumul la apă. Da. Sau o să, să se rezolve orice. Nu. Atât am avut de spus. O singură întrebare ar dori... Dar un pic, domnul, pe tema... Dar dumneavoastră, nu știu ce președinte comisie. Domnul este aici. Da. 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 Aici. Banii respectivi vin din capitolul 11.02.02, care orice cheltuială pentru învățământ. Dar trec prin bugetul local. Autoritatea locală are obligația de a contracta, deci el este contractantul, beneficiarul este școala. Comuna Buhăci, prin ce s-a discutat la nivel de Consiliul de Administrație, au avut model felul 2, cheter, adică nu sandwich-ul. Că ajunge un pic mai târziu, că nu este fierbinte. Dar nu se fac aici. Dar, domnul administrator, costul final al bugetului, cu mic, orice, este de 2 lei pe ele. Da, ascultați. Ăla este costul. Nu. Ascultați. Nu. Ascultați-mă până la sfârșit. Ascultați-mă până la sfârșit. Că vin de acolo și urmă îi primim înapoi. Nu-ți cheltuim din buget. Mă lăsați să explic compartimentul de specialitate, dacă suntem. Mă lăsați să explic civilizat. În luna decembrie, intram în incapacitatea de a asigura felul 2 și atunci domnul primar a venit și a spus că am putea suplimenta și noi cu 2 lei. Nu, am suplimentat cu 2 lei pentru că nu era felul și furculița și creștelul și casenorele. Bun, asta a fost pe bugetul de anul trecut. La nivelul începutului de an 2023, în cei 13,72 lei valoare fără TVA, intră inclusiv produsele respective. Deci, susținerea de bugetul local nu mai este nevoie cu cei 2 lei. Deci, deci bugetul local nu mai susține nici măcar aia 2 lei. Care și nouă nu spune că se afectează bugetul din cauza mesicală. Mă lăsați să termin. Dar, nevotând bugetul local, nu putem primi bani prin capitolul 11.02.02 venituri, deci nu putem face cheltuieri. Noi avem obligația prin contract, ca să facă și dumneavoastră sute de contract. De la data emiterii facturii, avem obligația ca în 15 zile să facem plată. Neputând accesa banii din capitolul 11.02.02 ca venituri, deci nu putem face plata și intrăm în penalități. Cine le plătește?
Deci cine blochează? Până pe 15 februarie putem sta liniști. Da. Până pe 15 februarie putem face plăți. Asta nu înseamnă că în contabilitate lucrurile se fac de azi pe azi. Exact asta încercăm să spunem și noi, domnul administrator. Și aici, domnul președinte, domnul președinte. Domnul președinte. Era... Da. O întrebare pentru domnul administrator. Anul trecut am votat schimbarea centralei de la primărie. Centrala nu este și nu s-a achiziționat. Deci, faptul că nu s-au dus la îndeplinire toate lucrurile din buget, ceea ce a spus dumneavoastră, noi am prevăzut sume. Am făcut hotărâri din Consiliul Local în care am prevăzut cât ne costă demararea procedurilor. S-au alocat fonduri în bugetul local și atât. Am alocat doar fonduri. Bun. Deci, ce v-am spus? Lucrez la asta ca să caut o eficientizare, înseamnă inclusiv verificarea tavanelor, a pereților și ce putem face ca să putem crește eficientizarea, nu să facem consum mai mare de combustibil. Lemn, gaz, de orice fel. Lemn. Adică poate luăm pe gaz dacă mai am un în momentul în care am toate demersul, tot la dumneavoastră vine. Asta v-am spus. Una e când se alocă fonduri în bugetul local și alta e când demarăm un proiect. Și atunci tot timpul venim către dumneavoastră. Mulțumesc, domnul președinte. Exact cum a spus și domnul administrator, principalul motiv pentru care noi, consilierii locali, nu suntem de acord cu votarea acestui buget este următorul. Materialele la mapă au fost primite foarte târziu, adică acum 20 de minute. Da. Parte integrantă a întregului buget. Le-ați avut pe site, domnule. Domnul primar, vă rog frumos, verificați site-ul meu. Și-o puteam justifica. Dar domnul Mocan, oare o vorbit din geaba mai înainte? O vorbit din proiecția respectivă la începătorul cu proiecția de astăzi. Da, vă rog frumos. Ați dat prinsă faptul că am primit în primul care județa și automat că am primit de zi modificat. Deci noi trebuie să ne raportăm la această proiecție, nu la proiecția din 17 ianuarie. Da, pentru că noi ne-ați dat la asesuri și după cum ați spus, au fost diminuate cu mult față de ce ne-ați exact dat noi. Și atunci acum ne raportăm la această proiecție. Dar da, și este vina noastră că am primit materialele acum jumătate de oră. Doamna, voiam să vă spun. Deci noi, deci eu propun amânarea votului pentru buget până la un termen sau ședință ulterioare pentru a veni cu amendamente clare pe buget. Deci nu putem face. Apropo că am auzit pe Niculasu data de 3. Adunare, că te-o stai cu... Astăzi este ultima zi. Dar arătăm cine dată noastră. Noi, noi. Cine a pus bugetul ieri? Până pe... Pentru că aseară la ora 5 am primit cifri de la Consiliul de Țeană. Stimați colegi. Nu. Stimați colegi. Stimați colegi. Stimați domnul administrator. Ia să ne voie să discutăm niște probleme foarte importante. Sunt foarte mulți dintre colegi care sunt rușinieroare. Acesta este materialul care a fost pus la dispoziție. Aceste trei pagini. Trei pagini, domnul meu. Eu știu ce vorbesc. Și acesta este ceea ce s-a dispus de la doamna secretară. Uitați, la carte. Astea sunt documente. Să nu credeți că bugetul unei comuni îl dezbatem în 5 minute și în 10 minute când vine domnul primar și bate cu mâna. Că nu, că ne așteaptă nu știu cine, nu ne așteaptă nimeni, domnul. Nu ne așteaptă nimeni. Comuna Buhoci trebuie să știe cum cheltuiește primarul banii din Comuna Buhoci și pe ce cheltuiește. Dacă am cerut niște suplimentări să facem ceva, niciodată nu se poate face nimic. Domnul, bugetul nu-l discutăm în 20 de minute. Vă rog frumos, luați și învățați. Chiar dacă e cam târziu pentru dumneavoastră, luați și învățați. Bugetul nu-l discută 20 de minute. Vă rog frumos, tot ne duceți așa cu zăhărelul, așa e frumos. Veniți cu două pagini și ăsta este bugetul meu. Hai, ridicați mâna cu toții. Nu o să mai ridicăm mâna cu toții. Trebuie să ne trezim mai târziu, dar nu trebuie să ne trezim. Asta este realitatea. Și tot ne băcăliți cu chestii astea că mai suplimentăm și o să vedeți că o să fie bine. Nu este bine. Modul de a gândi al dumneavoastră este total eronat. Asta este realitatea. Nu veniți cu 20 de minute și noi trebuia să fim înștiințați fiecare. Uite, domnule, ăsta este bugetul, luați-l și-l discutați.
cu 2-3 zile înainte, s-ar putea să ne chemați cu 2 ore, domnule, uitați, discutăm de buget. Nu venim cu 2 pagini și după aceea venim cu 99 de pagini, uitați. Citește-le. Nu că nu le citesc, nu că nu le citesc, că știu să citesc. Vă spun că știu să citesc chiar bine. Dar nu așa. Dar nu facem așa. Nu, nu, uitați aici, da. Uitați aici. 30 de pagini. Dați-o încolo de treabă și aveți pretenții că unii din consilieri nu înțeleg. Înțelegem foarte bine. Dumneavoastră nu înțelegeți. Domnul Ocan, vreau să repet. Această proiecție de buget a fost indicată pe site spre informare. Dacă dumneavoastră nu aveți tehnologie și puteați veni la sediul primăriei... Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău că doar am explicat destul de clar, dar probabil nici acum nu știu. Dacă dumneavoastră ați venit cu astea două, trei pagini și mi le-a spus în față și spuneți că eu nu sunt documentat, înseamnă că nu știu la ce nu sunt documentat. Astea sunt... Doamne, ceea ce ați citit dumneavoastră în proiectul ăsta m-ați înnebunit. De-ați făcut cap așa, că acum sunt de astea de asta. Păi înțelegem, dar păi sunt nevoit. Sunt nevoit, nu s-ar la bătaie, că nu sunt prea bine educat să s-ar la bătaie la cineva. Dar nu facem așa ceva. Din satul Buhoci avea alocat 100 de mii. Da. Pe această proiecție nu apare 100 de mii. Da. Deci nu mai spuneți că a fost. S-au diminuat sumele de peste tot. Deci noi discutăm de alt lucru. Asta este o hârtie primită de la finanțele publice. Da, domnul administrator. În care spune clar și citesc și data de trei, citesc și data de trei. Propunerea de repartizare pe trimestre asume la ferete indicatorilor pentru anul 2023, transmisie prin prezidenta, se vor transmite la AGFP până în data de 3 ianuarie 2023, ora 10. Noi suntem în data de 1. Da, suntem în data de 1. Să nu avem timp să analizăm patenții. 03 ianuarie 2023. 200 de milioane. Potrivit articolul 09, alineat 6, din legea 273. Mă ascultați? Autoritățile deliberative vor aproba bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la articolul 1, alineat 2 din lege, în termen de maxim 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitor Oficial al României, partea 1, și le vor depune la AGVP până la data de 1 februarie 2023. Suntem la minerare. Faceți, aveți toată puterea să vă contestați Consiliul Ștețean că a făcut în... Băi, stați un pic, dar de ce nu am făcut ședința asta pe buget cu 2-3 zile mai înainte, domnule? Dacă fie acum, în 2 ceasuri, trebuie să facem, în 2 ceasuri, trebuie să facem tot? Pentru că nu aveați venit de sub, de la Consiliul Ștețean. Băi, frate, fratele meu, nu înțeleg eu nici ceea ce îmi spui. Dar nu înțeleg eu nici ceea ce îmi spui. Eu vă spun că... Băi, frate, ce crede, băi? Doamnă, nu generalizați. Vă rog, nu generalizați. Trebuia să fim înștiințați cu o zi două noi. Bă, frate, oameni, discutăm despre bugetul comunii. Domnul Cozel, despre ce trebuia să fie? Discutăm despre buget, nu cu două ore, domnule. Nu cu două ore. Înțelegeți ce vreau noi? Ascultați un pic. Dar eu nu mă ascult. Articolul ăsta, proiecția făcută de către Primăria Buhoci, și pus pe site de pe data de 17 ianuarie, făcut de doamna contabilă, este pus pe site-ul primării, da? Hârtia asta face legătură între votul care s-a dat ieri în Consiliul Județean Bacău, sumii care abia acum s-au putut introduce în bugetul nostru, domnul consilier Mocanu, că a fost viceprimar mai multe mandate. Și dacă a fost viceprimar, puteți să vă obligați acum, sunteți dumneavoastră viceprimar, să armați toate legii sau nu? Nu, un piculeț, eu vă ascult, un piculeț, așa. Eu un piculeț chiar vă ascult, dar nu un piculeț. În momentul în care dețin o funcție publică, în administrație, înțeleg și bugetul, și mecanismul. Dar eu înțeleg. Consiliul Județean, domnule, Consiliul Județean, ascultă un pic încă o dată. Consiliul Județean, doamna Ioana, doamna Codar, când o transmis sumele Consiliului Județean, la ce oră, astăzi? Aseară. Sau aseară, la ce oră? 16 și ceva. Da. Păi, bă, nu l-o prezentat. Dar nu l-o pregătit. A primit aseară. Domnul Anileu pregătit. Nu a fost. Da. Executiv are în spate la parare. Metrele alea au fost o sumă. Aici este altă sumă. Domnule,
sumele respective care le-am primit de la Consiliul Județean și astăzi, la ora 3, le-am avut aici, pe masă. Sumele de la Consiliul Județean cu care să întregim bugetul de venituri și cheltuieli. Da, dar sunt 20 de oameni care muncesc în parte. Domnul Golare, duceți lumea în eroare. Nu după nimeni, există foarte mai mare. Scoateți termenii de 3, de unde a scos dumneavoastră de 3 trebuie să depunem noi bugetul? De unde a și care e problema dacă noi n-am avut timp să-l citim? Este vreo problemă? Ce să citești? Cine de 17 până acum, de pe 17 amare până acum, n-ai putut? Domnule, ce au venit în plus la bugetul de venituri și cheltuieli a comunii, sunt cele venituri la Consiliul de Cea. Domnul președinte, supuneți la vot, da, vă rog. Stai un pic, George. Lăsați-mă să... Vreau să spun și eu ceva. În legătură cu grana caldă, care se presupune că e grana caldă. Sunt foarte mulți copii de la Bijghir care au mers inclusiv la doctor normal. Din cauza că mâncarea a fost noi abdominal. Domnule, dați-vă seama când faceți afirmație. Eu vă spun că mi-a zis doctor. Nu spun eu. Care doctor? Domnul primar, care doctor? Spune numele doctor. Domnule consilier. Păi puneți doctor acolo o acuză foarte gravă. Spuneți numărul doctorului. Domnule, spuneți numele doctorului. Domnule, numele doctorului. Dați puteți să luăm legătura, că e grav ce spuneți, domnule consilier. Domnule consilier, aveți responsabilitate. Nu sunteți aici cetățeanul Copo din statul Buhori. Sunteți consilier local, asumați-vă și spuneți-ne acum la întreg consiliu cine este doctorul care a spus măcar este infectat. O să verificăm și o să spunem argument. Domnule, nu ne jucăm cu siguranță la un milio. Hai să faceți afirmații de genul ăsta. Hai, spuneți, domnul Mocan. Veniți, domnule, și spuneți că chiar interviul mă interesează. Da, mă interesează. Nu sunteți interit. Domnule, domnule, eu mâine iau legătura cu doctorul. Spuneți domnului doctor. Că-l chemăm aici, doctor. Dar nu-i poate grav ce spuneți dumneavoastră. Înțelegeți o dată, omenește. Eu am vrut personal să... Domnule, înțelegeți ce afirmație a făcut? Știu. Știu ce afirmație. Haideți să dezvoltăm. Pentru nu, domnule, dar trebuie, noi trebuie să luăm măsuri, suntem autoritate publică. Ați luat o măsură bună în 20 de ani și o luați acum, domnul consilier de 20 de ani. Ce acoperiți? Nu acoperim nimic. Vreau să știu. Acuze care duc la siguranța copiilor noștri, domnule. Domnul Valisopul, domnule, că vreau să spun și doctorul. Deci vă rugăm frumos, ați văzut luat de bani. Bravo! Domnule, că dracu de SRL, deci suntem aici, nu ne jucăm cu așa ceva. Deci haideți, vă rog frumos. Domnul primar, deci facem venim să provocăm bugetul. Știți că luni ce hrană s-au adus la copii? Îmi spuneți acum în fața la toată lumea. Ce hrană li s-a adus? Luni, da. Din informațiile care s-a adus pizza. Așa. Ca să știți că sunt foarte informat și țin foarte aproape de cadrele didactice și mă informez eu la zilnic de siguranța copiilor noștri, dar domnule nici de problemele școlii care sunt. Doamna directoare trebuie ajutată. Da. Ce e acolo? Ce sunt lemnile alea aruncate în tot felul? Și când zăpadă, domnule, hai să mai dau cu că ți-l nu? Și cum mai bine. Dacă vrei să te dar tot îți vrei să domnul, vreau să iau un pic. Stimați colegi, sunt nevoie să mai intervin o dată, pentru că domnul primar ne spune că o parte dintre colegi vrem să blocăm proiectul apă școlar. Am să vă aduc aminte că acum un an și vreo două luni, dacă mă rețin, mă străduiesc. Lăsați-mă în importanță ce eram eu atunci și sunt acum. Sunt om, sunt cetățean al comunii Buhoci. Lucrul este foarte important, că în acea perioadă era un vinovat, care și eu tot la fel spuneam și susțineam cu tărie. Vinovatul este cel de la Consiliul Județean, că nu ne dă acea aprobare.
Din păcate, acea persoană la Consiliul Județean care nu are importanță să mi s-a dat acea aprobare. A trecut un an și două luni de zile, nu știm niciunul în ce stadiu se află proiectul apă și canal. Acum, când e vorba de discutat de buget, până când blocăm proiectul apă și canal. Când eu vreodată am blocat proiectul apă și canal, totdeauna am fost de acord ca cetățenii din comuna voi să aibă apă, să aibă apă, am spus de atâtea ori, răspicat. Curios, acum îl blocăm. Dar până acum, de un an și două luni de zile, dumneavoastră ce ați făcut? L-ați deblocat sau l-ați blocat definitiv? Domnule, suntem într-o... Suntem pe procedură. Așa, asta îmi spuneți. Suntem pe procedură. Asta spuneți, domn? Suntem pe procedură. Iar suntem. Domnul președinte. Suntem pe procedură. Astăzi un răspuns. Și dumneavoastră tot așa spuneți că pe procedură? Ce dumneavoastră Eu vă ascult. Deci, în anul 2021 s-a aprobat prin autorizație de construire din Consiliul de Țea. 2022. În decembrie 2021 s-a emis autorizația de construire. Știu bine ce vorbesc. Nu în 2022 decembrie, în 2021 decembrie. Așa e. S-a finalizat. 2022. Deci eu vorbesc când s-a depus documentația și poate azi. Deci s-a finalizat, s-a recepționat. Suntem în faza de făcut documentații pentru obținerea autorizațiilor de funcționare. Etape ale proiectului apă canalului. Ceea ce s-a dispus acum un an și ceva, s-a rezolvat cu succes și cu semnătura Consiliului Județean. Da. Domnule președinte, dacă permiteți, că domnul avocat, domnul Munteanu și-a luat cu... Mulțumesc frumos! Scurt! Vreau doar să atrag atenția tuturor cetățenilor și nouă aici și cetățenilor din comună de ipocrizia de care dau dovadă domnul primar și mai nou domnul consilier Munteanu. Au spus domnii că bugetează pentru a da drumul apă și canal în condițiile în care doamna directoare a școlii din Buhoci a venit la primărie aici. Domnul primar poate infirma sau confirma să întrebe, dați drumul la apă. Domnul primar a zis că nu curând. Și asta a făcut-o pe doamna directoare să ia decizia de a săpa un puț în curtea bisericii, în curtea școlii, pentru a copiii să aibă apă curentă. Deci domnul e aici de față, mint și aruncă acuze asupra consilierului Iftime, care se opune, a consilierului care se opun bugetului local, în condiția în care dumneavoastră știu foarte clar că nu dau drumul la apă curând. Dacă aveau de gând să dea drumul la apă curând, domnule primar, îi spunea doamne director să nu mai cheltuiască niște bani pentru săparea unui puț de apă. Domnule, da? Sunteți un ipocrit. Da, cronologia. Deci, rog frumos, nu mai jigniți. Dar nu jigniți, sunteți un ipocrit. Este deci, o realitate, nu jigniți. Poate spune mai un... Un ce? Un cetățean care nu are cultură și nu cunoaște despre ce vorba. Mai mult decât atât, ne dăm aer am că, dreptate în ce am spus sau nu? Că mergem pe niște... Am dreptate, domnule primar, sau nu? Deci, domnule, în afară de faptul, că știți, numai să jigniți. Nu jignesc, am zis. Asta face. V-am explicit ipocrizia dumneavoastră. Nu știți cronologia lucrurilor și a bugetului... Nu, nu discutăm de buget. Discutăm de apă și canal. Da, domnule, care face parte integrată din buget. Asta nu vrea să înțelegi. Și asta este încă blocat. Nu știu că nici. De 12 ani ați blocat dumneavoastră. Noi ce să mai blocăm? Blocați, că avem termene de finalizare și noastră. Lăsați frăgeala. Prin tergiversarea aprobării bugetului, acolo duceți că ați făcut un grup infracțional aici. Vă, deja. Ați făcut cercul aici. Da, tot. Da, tot. Și o parte. Faci tot lucrurile, domn primar. Deci avem aici, domnul primar, așa... Domnul președinte, vreau și eu să iau. Grup infracțional. Grup infracțional. Ca și în ședința de acum două ori, eu am cerut întrebări cu domnul Andrei. Da. Acum doi ani, parcă dacă mi-aduc bine aminte. De trebuie să fac. Au fost întrebări care am pus și eu. Când se dă drumul la apă?
la canal. Și mi-a adunat bine aminte și sunt un an. Și astăzi? Într-un an. E bine, dar nu ți-a dat pe cineva. Într-un an, ca să nu aleagă lucru. O mai trecut un an. Am întrebat iar. Dacă nu mă lași, nu mai vorbești. Iau. Nu mai. Mă uitam pe tine. Ascultam ce se spune. Ai spus că pistonat. Acum revin cu aceeași întrebare. Sunt divergențe, neclarități, înțeleg, probleme, nu este buget, nu sunt bani, o groază de vârtici, de căcatul de făcut. Vorbește cu da, nu, niciun fel de problemă. Aceeași întrebare. Când într-un la? Poți să spun? Când avem toate autorizații? Nu m-a întrebat mine când le avem. Eu te întreb, când într-un la? N-am întrebat, eu am spus. Când vom avea toate autorizații? Și când vor începe? Plus, minus, aproximativ. Avem aici un consilier județean care v-a adus hârtia personală. Nu poți să vorbesc, dar nu trebuie să ne suprapunem peste voi. Am întrebat frumos, te rog frumos. V-am mai spus. La data de 29 martie. Noi trebuie să depunem ultimul dosar de plată la APIR Iași, având depusă cererile pentru obținerea de autorizații de funcționare. Pentru asta eu trebuie să fac niște studii de subtraversări a fiecărui râu sau toren. Pentru asta sunt niște costuri. Fiind investiții, fără buget local, noi nu putem angaja... Să întrebat din costuri. Eu am lucrat să scad timp. Deci, ceea ce mă întrebați dumneavoastră, deci eu ca administrator public răspund de cheltuirea banului judicios și ducerea îndeplinirii a proiectului apă canal. Dar în momentul când se discute și se negociază și se fac licitații pentru prelucrarea, ai și un termen de execuție al prelucrării? Mă lăsați să vorbesc. Deci, eu, până la data de 29 martie, trebuie să fac toate demersul și depun eligibil la AFIR Iași, ultimul dosar de plată, din care ni se retrage avansul primit de 17 miliarde, iar diferența până la 30... Dar de AFIR nu a fost vorba și de anul trecut că trebuie... N-am spus că am cerut altceva atunci. Și atunci aș să spun ordinea cronologică a lucrurilor. A, trebuie să cer mai des. Da. Deci, mai uite, am ajuns la etapa în care trebuie să depun documentații la SGA pentru autorizații de funcționare. Ne-au cerut un studiu hidrologic pe fiecare pârâu în parte, cu niște cu anumite cote, de minim, de maxim, de care tot apele românii ne-l dau. Și în baza lor, noi depunem la APIR și obținem bani. Branșamentele este o altă lucrare care o să fie au fost prevăzuți bani ca să facem subtraversările pe sub drumul județean, ca să nu implicăm omul care din partea stângă să facă subtraversarea pe dreapta sau invers. Deci având în vedere la ce discuții, la cât mai este de lucru și câte autorizații sunt, aproximativ eu pe fiecare etapă la Brașov și fiecare maxim. Eu pe fiecare etapă trecută vă aduc la cunoștință în ce stadiu am ajuns. Am depus astea, uite domnule, am depus. Dar vă mișcați cam lent, domnul. Dar cine cam lent vă mișcați. Știți dumneavoastră o altă persoană care se mișcă mai repede? Vă mișcați mai repede ca timp sau ca distanță? Ca timp, mă refer că sunt vreo 12 ani de când s-a finalizat proiectul și acum noi este dat fiecare comunitate. Răspundeți mie, să se iei la rând să pună întrebări. Corect. Bun, altă întrebare. Altă întrebare! Mulțumim de răspuns în primul sau după termen? Mai băgat în ceață ca cu 2 ani. Pot să spun un termen dacă nu ține de mine termenii? Eu vă pot spune ce trebuie îndeplinit ca să finalizăm legal proiectul de apă și canal. Eu atât vă pot spune. Termene nu țin de mine. Un partid. Dar de cine țin de domnul? Deci, mare? Domnul, în afară de cele spuse de domnul administrator public, lucru care nu o să spun nici în plus, nici în minus, dar nici în plus, doar o să mai aduc câteva informații la cele spuse de dânsul. Mai aduc alte informații. În luna lui decembrie, în urma de unui demers făcut de domnul primar, au venit de la o doamnă de la Apele Românii, de la Apele Românii, care a făcut o vizită la întreg proiect. A mers cu dumneei la stația de pompare apei, la stația de epurare, la pereu de la malul Siretului și așa mai departe.
Și două lucruri, atât ne-au mai cerut doamna de la Apele Românii, să facem la PR-ul de la Siret o conductă, să deverseze apa direct în Siret, și am făcut acea conductă, am rezolvat-o imediat, și afișe cu semnalizarea obiectivelor. Mâine sunt gata și acele pancarde care vor fi puse acolo unde trebuie spuse. Urmând ca domnul administrator public să facă exact ceea ce v-a spus dumneavoastră. Și am întrebat și eu, exact cum a întrebat domnul Stoian, am întrebat și eu pe doamnă. Doamnă, dacă rezolvăm problema numărul 1, dacă rezolvăm problema numărul 2, dacă rezolvăm și problema pe care trebuie să o facă domnul administrator public, în cât timp se rezolvă, în așa fel încât să putem noi, primăria, să finalizăm lucrarea și să facem, concret am întrebat să facem, domnule, dacă faceți ceea ce v-am spus eu și să depuneți și actele la timp, foarte repede se va da autorizația de construcție, de funcționare. Automat spus de un reprezentant a unei instituții ale statului, nu este subordonată, instituția a statului nu este subordonată primării de Bolci. În sensul de lucrări neexecutate corespunzător. Exact. Deci aveau de documentare. Sunt și lucrări executate corespunzător? Sunt lucrări executate de o firmă acreditată și abilitată la vremea respectivă, da, care se numește autorizată, o să se cheamă firma Rombet. Deci firma care a făcut această lucrare de săpături și introducerea țevilor, da, așa este firma, nu-i vinovată. Ați întrebat dacă sunt corect făcute branșările. Până la acolo avem sunt făcute controle, sunt făcute, eu am verificat întâmplător, eram la gazetă aici când băiatul făcea stații, făcea verificări la apă și-o ținit apă la aici lângă gazetă. Și l-am sunat pe ăla, băi, ce se întâmplă, că domnule Panisi, nu era închis o vană acolo. Domnule președinte, ce te pot remarca aici? Cheltuielile de electricitate, sistemul de apă și canalizare încimează 3,5 milioane de lei. Domnule, am zis 2 milioane de euro. Și toate astea, ce trei ori costificați, nu ați fost în stare să dați drumul apă. Supunem la vot proiectul bugetului. Cine este pentru? Împotrivă? Toți. Abține? Abține. Da. Și George. Și George. Doamnă, am rugămit să nominalizați în procesul verbal exact persoanele care au fost împotrivă sau s-au abținut. Nominalizează în fiecare ședință. Da, așa că nu-i problemă. Vă rog, fiți liniștiți. Abține. Da. Deci care e rezultatul, doamnă, să-l auzim pe cameră? Numeric. Dar am fost rescris. Mai sunt discuții? Nu e seară și n-am mâncat nimic azi. Nu sunt ședința. Mulțumim pentru participare.